salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod. Vreau să observați acest outfit. Bine v-am găsit la un nou episod. Părul meu este perfect. Nou episod din Getting Over It, episodul cu numărul 2. Dacă nu ne-am mâncat nervii la primul episod, ne mâncăm la al doilea, bineînțeles. Pentru că ați apreciat clipul și v-a plăcut, vreau să strângem la clipul ăsta 1000 de lichene pentru clipul următor. Oricum îi strângem și oricum n-am cerut la primul. Dar zic așa, apăsați butonul de like. Astăzi continuăm de unde am rămas, exact de acolo, vedeți? Exact de acolo de unde am rămas. Pentru cine nu a văzut primul clip, jocul se numește Omul cu Ceaun sau Getting Over It with Bennett Foddy. Noi zicem Omul cu Ceaun, nu trebuie să îl cățar pe omul ăsta în ceaun cât mai sus cu putință. Trebuie să ajungem departe rău de tot. Astăzi sunt focusat, nu vreau să fac gălăgie. Astăzi vreau să nu mă enervez prea tare. Astăzi vreau pur și simplu să ajung departe, oricât de departe se poate, da? Deci, eu încerc, vă dați seama că îmi fac nerv, dar nu vreau să fac ca toate aghiuțele pe acest clip. Așadar, și prin urmare, grecii aveau comerț pe mare. Conacu este numele meu, dacă ești prima oară pe acest canal, apasă butonul de subscribe cu clopoțel ca să fii notificat când intru live, pentru că canalul ăsta se bazează în mare parte pe live-uri. Like dacă intra pe clip, subscribe dacă nu ești abonat, follow pe Instagram la Jegosul Suprem, unul dintre cele mai originale nume din platforma românească. Știu că freza mea vă vine să ziceți că sunt Jaxi la față, nu? Sau la păr. Și da, de la Jaxi m-am inspirat cu această freză. Haideți să vedem cât de departe putem să ajungem de data asta. De data trecută am ajuns până după topoganul la un pic. Ne-am chinuit. Ne-am chinuit puțin. Bă, aici trebuie să trecem rapid. Aici. Asta e partea de care trebuie să treci, Conacu. Trebuie să trag repede, să-mi bag ciocanul acolo. Mă rog, înțelegeți voi ce am vrut eu să zic, trebuie să mă arunc în sus și să bag ciocanul. Sus. Wow. Ok. Da! Păi filmez, ei! Da, iubi! Mi-a căzut cuierul, mâncava-și gura voastră, dacă vă vine să credeți. Mi-a căzut cuierul. Nu! Oana, dacă... Deci m-am defocusat. Bă, deci, pe mine, jocul ăsta... Am trecut. Trebuie să fii calm, unul la mână. Jocul ăsta parcă, bă, nu știu, mă stresează extrem de mult. Cred că e joc de antistresic. Te stresici de-aia. Ok, o să ajungem de unde am ajuns maxim. Tot, eu nu port părul de obicei așa și am o tentă să tot îl dau în sus. Dacă clipul nu merită un like, freza mea merită 100% un like. Ok, cum e tre? Păi, dar dă-te jos, coaie! Haide! Opa! Așa, bă. Nu! Mamă, că zic că m-am tăcat pe mine. Da, de ce faci de-astea, frate? Eu nu am dat să... Mă, nu.
Fotoți. Bă, da, cum pot să mă... Nu mai vorbi. Te rog eu orice, dar nu mai vorbi. Doamne Iisuse Hristoase, născătoare de Dumnezeu! Nu, nu! Mama, acum. Este. Bă, cât de idiot a fost ăla care a făcut jocul ăsta, mă, mâncava. Ia dați-mă că mă duc. Mă duc! Hai, tupeu, conacule! Ei, tupeu, conacule! Hai, conacule! Bă, dar nu vrea! Ia stai, mă, că încerc eu pe aia altă. Să mă împing tare rău de tot! Haide! Bă, prinde-te! Ei, 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 ei. Băieți, nu știu. Și ce fac acum? Mă prinde copil? Bă, nu! Nu, bă, nu! Nu, mă, nu, bă, nu! Hai, mă! Bă, trebuia să mă prindă copil! Doamne, ce joc tâmpit, îi dai cu toporul cu barosul în cap să mă prindă copil, e imposibilă misiunea asta. Băieți, vă rog, înjurați jocul ăsta, înjurați-l pe creator. Pentru mine, e cel mai stupid joc pe care l-am jucat vreodată, mai bine mă apucăm de Minecraft. Hai să vezi cât îmi iasă, trec acum pe aici, la fel ca data trecută. Băieți, îmi pare rău să vă zic, dar cred că nu o să terminăm niciodată jocul ăsta și cred că... Bă, dar eu nu fac controlele astea! Bă, frate, eu nu apă... Eu... Gata, mă, m-am pornit. Băieți, fiți atenți aici. God mode activat. Băieți, deci ce voiam să vă zic? Toată lumea mi-a spus, bă, niciodată nu o să bați pe nimeni la counter, tot timpul o să fiu un slab, o să fiu un no-namer și așa mai departe. Și cu calculatorul pe care l-aveam la timpul acela, adică un CRT cu un Intel Core 2.2, mă jucam în 60 FPS-uri, cu mouse-ul lipit, am reușit să mă joc la Warnight-uri, să bat echipe bune, am bătut mixuri din echipele profesioniste din ziua de astăzi, am câștigat foarte multe LAN-uri la Asus, am fost la Timișoara, am fost la foarte, foarte, foarte multe evenimente, mi-am făcut, să zic așa, un nume între playeri, cât de cât n-am ajuns să joc la Major sau la LAN-uri prin alte țări și așa mai departe, dar cât de cât în România am câștigat diverse evenimente, am jucat cu cei mai buni jucători din țară și foarte, 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 foarte multe lucruri. În drumul meu așa spre 150.000, în drumul meu spre succes, să zic așa, între ghilimele... Agată-te de copil! Agată-te de copil! Iau foarte multe strike-uri, am schimbat foarte băi, multe canale... Băi! 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 Bă, stați-mă așa, mă! YouTube și n-am renunțat, am avut 10 oameni pe live, n-am renunțat. Bă, asta e vrăjeală, băi, frate! I-am dat toate alea, am stat cu oamenii mei, am stat alături de oamenii care mă susțin și mă urmăresc indiferent de ceea ce aș face. N-am cuvintele la mine, băieți, credeți-mă că sunt foarte entuziasmat. Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, vă mulțumesc vouă, în al doilea rând familiei mele, zici că am câștigat primul Oscar și țin un speech acum. Băi, vă mulțumesc din suflet comunității mele. Bă, de ce? Cine a dat mă controlul ăla? M-am apucat de YouTube
și pentru faptul că după ce am câștigat lanuri, lumea tot credea că sunt codat și de-aia m-am apucat de YouTube să se vadă clar că n-am coduri. Și ce să zic, sunt al vostru neveu, vă doresc să fiți oameni buni, îmi pune bețe în roate, să ajutați cât puteți, să ajutați pe cine trebuie și să țineți aproape pe cine trebuie. Să nu vă faceți prieteni după succes, pentru că acei prieteni n-au fost înainte, și rămâneți cu oamenii adevărați care au fost lângă voi. Și da, atât de inapt, mă, dar nu pot să trec de-o. Al vostru nevoie vă pupă, nu contează câte strike-uri luați, câte canale aveți, câte lanuri pierdeți, câte lanuri câștigați, capul sus, credeți în voi. Și gata, nu pot să mă urc pe copii. Vă spune că nu o să reușiți, că sunteți aici. Așa, nu ascultați de nimeni, ascultați doar de voi. Eu sunt nefeu, forță, forță, mă, power, băieți, vă pup și vă iubesc, mă, power, mă. Am creat istorie, am reușit împreună cu toți oamenii să cumpărăm o casă unei familii, unei familii, ca să spun așa, nevoiașe, care n-avea mai de niciunere. Nu este o rușine să n-ai, trebuie să respectăm pe toată lumea, nu este nicio rușine să n-ai asta. Deci, băieți, n-am cuvinte, o să vă spun tot ce simt acum. Un patrie, spun, de subscribe. Deci am plâns azi, vă dau cuvântul de onoare. Bă, și aici ce fac, mă, frate? Peruși. Deci am plâns azi cu lacrimi mari. Mergem la trei băiatul pe care l-am ales acum, cât să vă zic eu, zile, când am făcut după live-ul care te-am bă, frate, nu are noi, mă. Bă, nu are noi, mă. Futu-ți pacea rasa mătii în gât. M-a supărat să moară tata, dar nu m-a supărat, dar nu mai pot. Bă, coaie, bă, tu te morți, mătii, în gâtă jos. Tu-s rasa, mătii, în gâtă spate. Da, și, da, am spart și mouse-ul, am vărsat și cafea pe tasta. Să ba pula în rasa ta. Nu pot, frate, nu pot, frate, să trec mai departe, nu pot să înțeleg. Nu pot să mă prindă copil, că nu e logic, îi dai cu îi dai cu barosul, cap la copil. Nu e logic, de copilul ăla nu pot să mă prind în dreapta cazi. Hai să mai facem o încercare, băieți. Încă o încercare, băieți, pe episodul ăsta. Vă rog, eu spuneți-mi în comentarii cum trec. Cum trec, de ce mă agăț acolo, că nu vreau să mă uit pe spoiler. Dar în comentarii. Bă, prietene! Bă, prietene! Bă, ce ai, mă? Ce ai? Nu-ți mai merge barosul? Așa? Haide! Thank you.
Iisuse Hristoase. Să dea Dumnezeu să pute. Treziște în iad ăla care ai făcut jocul ăsta. Și dacă vă zic una, mi se pare că ești cu bani. Da, mă, trolează jocul, mă, nu vrea să... Uite! Hai mă, pe bune! Na, nu, trolează jocul, ești nebun! Așa! Eu te-ai cu Doamne Iisuse Hristoase! Cum am blocat acolo. Nu mai. Ne vedem la episodul următor, nu mai. Mă fut în el. Du-te în gura mătii. Sunt la episodul 2 și am ajuns mai în spate. Du-te în... Asta a fost clipul. Ne auzim la următorul episod. Follow pe Instagram, like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat. Eu am fost Cunacu.